se simte un primar atunci când își vede, un drum asfaltat din comună? Evident că te simți împlinit, te simți realizat. De altfel, acum este al doilea segment de drum. Primul segment a fost făcut anul trecut în lungime de 2300 de metri, iar acum cel de-al doilea segment în lungime de 3300 de metri. Investiția este a Consiliului Județean, nu este investiția primăriei Pipești, dar este un drum care tranzitează comuna noastră și evident că ne simțim împliniți, ne bucurăm pentru că noi îl folosim acest drum. Dar atâția primari și-au pus pe agenda de lucru a comunii, că va face asfalt de la Trifești la Hermeziu. Și uite că dumneavoastră ați reușit. Eram eu în biroul dumneavoastră când insistați la forurile județene pentru a grăbi acest asfalt. Da, s-a întâmplat acum. Eu am insistat mai mult. Poate că de asta am avut și noroc. Am fost mai insistent, am prins o conjunctură la Consiliul Județean când PSD-ul nu avea majoritate și atunci din Consiliul Județean am impus și acest drum pe agenda de lucru. Drumul care acum se construiește face legătură între Trifești și satul Hermeziu. În satul Hermeziu este casa memorială Cotache Negruții, conacul familiei Negruții și evident că turiștii vor ajunge mai ușor pe un drum mai bun, nu vor mai strica mașinile, nu numai turiștii, toată lumea, toată populația de Trifești, toți cei care tranzitează acest drum vor fi mai mulțumiți de acum înainte. Păi înainte se străbătea cam jumătate de oră de la Trifești la Hermeziu, acum am făcut 5 minute. Și uitați, ar fi ca un moment istoric consemnat pe data asta pe casetă video, mai este practic 100 de metri și se face romțiunea între... Poate spune așa, este un moment istoric pentru comuna noastră. Așa cum a spus și dumneavoastră, mulți primari s-au străduit să facă acest lucru. S-a întâmplat acum, am fost noi mai norocoși. Sau cum am spus mai înainte, am fost mai insistent eu. Da, sunteți modest, dar uite că aici s-a finalizat.